Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului, Cristian Petrescu, a declarat că intenționează să propună Ministerului Finanțelor ca România să aplice TVA zero, cel puțin pentru cazarea turiștilor străini, măsură care va duce la scăderea tarifelor și la creșterea numărului de turiști. În prezent, TVA-ul pentru serviciile de incoming este de 9% pentru hoteluri și 24% pentru agențiile de turism, conform Mediafax. În anii 90, agențiile nu plăteau TVA la incoming. Sosirile vizitatorilor străini în România înregistrate la punctele de frontieră au fost în anul 2011 de 7,611 milioane, în creștere cu 1,5% față de anul precedent, potrivit INS. Majoritatea vizitatorilor străini provin din țări situate în Europa, 94,3%. Din statele Uniunii Europene s-au înregistrat 57,7% din totalul sosirilor vizitatorilor străini în România. Dintre statele europene, cele mai multe sosiri s-au înregistrat din Ungaria, 35,2%, Bulgaria, 18,2%, Germania, 8,7%, Italia, 8% și Polonia, 5,7%.